cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea în ziua de 21 ianuarie o perioadă bună pentru dialoguri, dacă e nevoie să se prezinte la un examen, dacă este vorba de probe scrise, dacă este vorba de discipline tehnice, unde e vorba de rigoare, atenție, concentrare pe detaliu, precizie, siguranță, gândire practică, pragmatism, abordare tehnică și așa mai departe. Nu e favorabil întâlnirilor între prieteni, pentru că s-ar putea ca unii nativi să fie mai sobri și mai atenți la universul lor de preocupări decât la distracție și să nu prizeze chiar toate glumele și toată disponibilitatea unor apropiați de a-și pierde timpul cu banalități. Între 21 ianuarie, după ora 20 și 30 de minute și 23 ianuarie, după amiaza, pentru unele persoane se poate pune problema casei și a gospodăriei, o surpriză, o dereglare, o stricare a unui aparat, a unui utilaj, nevoie de intervenție, dar mai sunt și alte aspecte. Contextul e complex pentru că este patronat de luna nouă în Vărsător, care va avea loc în ziua de 21 ianuarie. Aceasta va face opoziție cu luna neagră din Leu și se va asocia și cu neșansa unor situații care se pot întoarce dintr-o dată împotriva lor, a unor situații care le pot afecta imaginea, stabilitatea profesională, credibilitatea, lucruri care la un moment dat îl pot obliga pe nativ să fugă de colo-colo. Va trebui să se împartă între obligațiile față de familie și casă și obligațiile sociale și profesionale. Contradicții, neplăceri, disconfort. E bine să nu se facă declarații, e bine să nu se vorbească în această perioadă, mai ales în spațiu public. Chiar dacă sunteți întrebați și provocați și rugați să participați la dialog, la interviu, abțineți-vă. Aveți dreptul în viață să și tăceți. Nu este un moment favorabil pentru niciun fel de explicație, oricât ar fi de coerentă și de credibilă și poate de necesară în contextul dat, dar nu atunci. Lăsați să treacă câteva zile. Cel mai bun argument nu va fi luat în calcul. Cea mai corectă explicație nu va fi crezută, așa încât de ce s-o risipiți? Abandonați orice fel de schimb de idei care se petrece în public sau care se petrece cu martori sau într-un grup și care are șanse să se extindă pe principiul circulației din gură în gura respectivei mărturisiri sau luări de poziție. Cum spuneam, amânați acest lucru pentru o perioadă favorabilă, nu trebuie să treacă foarte mult, doar câteva zile. Între 23 ianuarie, după ora 19 și 30 de minute și 25 ianuarie seara, perioadă bună din punct de vedere sentimental. Scorpionii se vor gândi la inima lor de data aceasta, la sufletul lor, la sentimentele lor, la amintirile lor, la cei dragi lor. Poate fi vorba de o persoană cu care are o complicitate afectivă, poate fi vorba de copii. Momentul însă este bun ca un fel de oază de lumină, de căldură și de relaxare într-o mare de provocări și de nemulțumiri și de stres și de răspundere. Între 25 ianuarie, după ora 21 și 27 ianuarie, casa a șasea sănătății de fiecare zi e străbătută de fiorii a trei planete care străbat zodia berbecului. Nu creează armonie, sunt factori de stres, muncă multă, efort, de mulțumire, dezorganizare în instituția în care își desfășoară activitatea, sarcini grele, pe unele, dacă nu-i vorba de loc de muncă, ci de alte activități curente, personale, cotidiene, nu le pot face singuri, motiv de enervare, trebuie să apeleze la cineva. Alte ori fac un efort disproporționat față de puterile lor, fizice în principal. Și atunci avem de a face cu consecințele acestor excese.
febră musculară, dureri articulare prin supra-solicitarea sistemului osos, a articulațiilor, a ligamentelor. Cei care stau mult în picioare ridică greutăți, împing obiecte voluminoase și grele, care fac și imprudențe, care desfășoară activități cu grad de risc. Nu sunt excluse loviturii, traumatisme, nu sunt excluse nici căzături sau lovituri chiar la cap. Lovituri în urma unor căzături, lovituri de diferite obiecte, să se lovească cu capul de tocul ușii, de un perete, de un obiect pe care nu-l văd și așa mai departe. E bine să se păstreze o conduită mai temperată. Prea multă furie și prea mulți nervi, sigur că te fac să nu mai vezi pe unde calci. Și după aceea te întreb de ce te-ai lovit cu capul de tocul ușii. Deci, ceva mai multă circumspecție ca să se vadă locul, ambianța, perspectiva, vecinătatea, să se ia și deciziile inteligente în timp util. Inutil vă feriți de dulapul de care v-ați lovit după aceea, când îl vedeți. Inteligent e să-l apucați să-l vedeți. Bun. Sunt posibile și alte ipostaze, cum ar fi puseele de febră, stările congestive, puseele hipertensive, tulburările de circulație cerebrală, deci disfuncțiile care se produc la nivelul creierului și a tuturor proceselor care au loc acolo, în urma unei proaste irigări cu sânge a creierului. Unele au cauze organice, altele au cauze, hai să-i spunem mai degrabă, mecanice, cum ar fi, de exemplu, insuficiența cerebrală de natură vertebro-bazilară, adică spondiloza cervicală care presează pe venele și arterele care duc și vin dinspre creier. Și acolo e o problemă majoră. Cei care au această disfuncție știu despre ce este vorba. Sunt multe tulburări care vin de la această disfuncție cerebrală. Vertijuri, amețeli, țiuit în ureche, vedere încețoșată, dureri de cap, amețeli, nesiguranță în mers, în gesturi, incapacitate de a face efort pe termen lung, de a se concentra. Sunt multe aspecte. Apoi sunt și cele legate de posibilele răceli, gripe, viroze, stările congestive, care au un cortegiu de manifestări în plan trupesc neplăcut și care necesită medicație, izolare, tratament și rezistență la o suferință care evident nu este deloc plăcută. În ziua de 27 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia peștilor și până pe 20 februarie, timp de 25 de zile, va străbate sectorul relațiilor sentimentale, afective. Ei, acest tranzit e foarte bun pentru cei născuți în Scorpion, e balsam sufletesc total. Se repară, uită și de tensiune, și de frison, și de temperatură, le dă altă stare de spirit, altă disponibilitate. Unii vor spune, poate cei tineri. Nu, nu este neapărat nevoie să fii tânăr ca să beneficiezi de revărsarea, de belșugul planetei Venus din punct de vedere astral asupra sufletului, asupra minții și, evident, la urmă și asupra trupului. O fericire completă. Problema e, firește, ca oamenii să nu fie singuri. Apoi sunt și satisfacțiile pe care scorpionii știu să și le ofere, provocând tot felul de întâmplări și de împrejurări în viața lor, în care ei să se simtă bine, să fie în largul lor, să se bucure. Da, e o bucurie superioară, inteligentă, nu se întâlnește un scorpion neapărat pentru că este planeta Venus în pești cu un prieten să spună glume cu un prostovan, îl știți acela celebru. Nu, e vorba de niște plăceri mai nobile care să le dea satisfacție, înălțare, să îi placeze într-un context de valori și de motivații în care ei să se simtă bine, să se simtă niște domni ai spiritului, nu niște pălmași ai trupului. Și în felul acesta, ei să poată să se desprindă și de lucrurile cotidiene inerente care îi obosesc,
îi indispun, îi pun pe gânduri. Vor un univers în care totul să fie permis, să le fie accesibil, de care să se bucure, să se lase pătruns de acele valori. Pot fi culturale, spirituale, poate să fie viață religioasă, poate să fie călătorie, poate să fie o întâlnire în care să se vorbească la un anume nivel, să se abordeze anume teme. Dar, în principal, nota generală e de delectare. Nu e o latură pedagogică în mod special. Iar din punct de vedere afectiv, se înțelege că cei care au o pereche se vor bucura de ea, vor dezvolta relația și vor încerca să cultive tot ceea ce este bun și frumos în personalitatea fiecăruia, ca să dea greutate și să dea un profil aparte acelei povești, să nu fie o întâlnire banală între doi oameni care n-au ce să-și spună.